să stai acolo. Unde ai stat și când am vorbit de Eurovision? Da, mulțumesc pentru prezentare a tatălui meu și a mea. Mulțumesc foarte mult. Recunosc, deci în anul 2000 a fost preluată o revistă pe care o făcuse Ion Sugui. Am devenit redactorul șef, directorul acelei reviste, ocazie cu care am cunoscut câteva personalități absolut fenomenale. Iar tatăl Iulianei a fost unul dintre colaboratorii mei cât ne-a ținut pe noi viața. Îl vedem aici într-o prezentare împreună cu Dan Farcaș la câteva evenimente despre care Iuliana ne va vorbi. Și părerea mea, eu cum îl știam eu pe domnul Marciuc, l-am crezut nemuritor, pentru că era întotdeauna cu același spirit și întotdeauna spune lucruri absolut extraordinare. Îl vedeți aici cu fularul mov, cred că v-ați dat seama și vă și dați seama acum uitându-vă cu cine seamănă Iulian. A plecat. Eu nu mă uit în stânga, știu că ți-am dat imagine, știu ce imagini ți-am dat. Nu mă uit pentru că încă este foarte greu. Sunt imagini de la lansările de carte, pentru că el a scos 3 cărți, La hotarele posibilului, volumul 1 și 2. Au fost cumva ambele cărți terapeutice, deși foarte, foarte de nișe, primite cu foarte mult succes. Sunt articole consemnate de-a lungul anilor, inclusiv în revista de care ai amintit, în Lumea Misterelor, în revista condusă de Horia Alexandrescu, în Independentul, articole pe care el le-a scris de-a lungul carierei sale, dar și emisiuni de radio pe care el le-a susținut. Are legitimația cu numărul 1 la Asociația Studiului Fenomenelor Neidentificate, adică ASFAN. Da. Împreună cu Sorin Hobana, pe care el îl considera un înger păzitor, pentru că deschizător de drumuri. Și de ce îngerul lui păzitor? Pentru că cu mulți ani în urmă el a făcut un atac vascular cerebral major, tatăl meu, din care s-a salvat, spune el, datorită, l-a făcut în somn și s-a trezit datorită unui telefon pe care l-a primit de la Sorin Hobana, tocmai pentru a organiza o întâlnire de ASFAN. Și doctorii au spus că, dat fiind faptul că a fost trezit din somn, deci atacul vascular fiind foarte mare, s-a mai putut face ceva și, într-adevăr, cu un noroc extraordinar, s-a recuperat fără absolut nicio sechelă. Anii au trecut însă și spuneam de cartea terapeutică. Ea a fost primul volum, a fost editat într-o perioadă în care el s-a luptat cu acea boală nemiroasă cu care se luptă în special bărbații și pe care el a reușit să o înfrângă extraordinar de bine. A rămas de asemenea fără niciun fel de probleme. Și a scris volumul 1 adunând toate aceste articole. Am organizat și lansări de carte. Una dintre ele este la Bușteni, acolo unde sunt imaginile pe care le vezi. Da. David era mic și a fost prezent și el la lansare. Cel de-al doilea volum a fost lansat la Romexpo chiar înainte de pandemie. Și acum, în memoria lui și pentru că el, într-una din ultimele discuții pe care l-am avut cu el, mi-a spus că este pregătit să realizeze volumul 3 și că doamna Bea, este vorba de o colegă de-a lui de la radio, Bea Vierul, va ajuta să transpună din ziar, pentru că pe acele vremuri nu exista computerul. Absolut. El scria la mașina de bătut. Așa le primeam noi. Așa le primeai și tu de la el și apoi era ziarul, ziarele acestea, foile de ziar eu le am, mi-a spus că și le are pregătite pe birou acasă și mă voi duce acolo, le voi lua, le voi da bei și chiar astăzi în drum spre tine am finalizat cu directorul editurii Neverland cu care și tu ai am lucrat pentru cartea pe care v-am spus-o anul trecut și v-am prezentat-o pentru Memorabil. Îl salutăm pe Nicolae Cristea. Da, am perfectat la lansarea celui de-al treilea volum, cumva în memoria lui, chiar pe 4 august, când a lansat și primul volum al cărții. El e un leu, așa cum ai spus tu, bine l-ai definit, un leu puternic și tocmai cred că de puternic ce a fost și-a ales și momentul plecării. Eu sunt sigură
că acum, din experiența pe care o am în PR-ul pe care îl fac la Căminele Patru Generații, despre care tu știi, sunt deja patru cămine și din experiența cunoașterii atâtor de mulți oameni vârstnici care senior, sunt internați acolo, senior le spunem noi, știu că ei își aleg acest moment. Am simțit asta și eu pe pielea mea și mai ales că în ultima lună tata a fost acolo la unul din cămine și am văzut și prin comparații, am văzut și pe ceilalți mai mult decât în vizitele pe care le organizez eu când merg cu ei la mare sau organizez o petrecere de 8 martie sau de Crăciun. Katia Cicală, care e proprietară, are tot timpul grijă să facă și voi mai promovați asta, tot felul de petreceri, vin și cântă, Mirabela Dauer, Alessi, Sirina Loghin, Maria Dragomiroiu, cântă pentru acești seniori. În ziua de 8 martie, tata, deși a fost organizat la cămin, tata nu era, era deja la spital, dar ce pot să spun eu este că această ultimă perioadă a lui de la cămin a fost pentru mine încă un, cum să spun, încă un mesaj pe care e clar că trebuie să-l dau, și anume că există un moment pentru ei, pentru seniori, în care le este mult mai bine acolo. Tata a ajuns acolo pentru că nu se mai putea ridica din pat, dar i s-a spus că se va putea recupera și probabil dacă și-o dorea, aici vine problema, cred că se recupera, știu asta. Chiar l-am întrebat ce facem, tată, mai luptăm, și el a zis, cum să nu, ce vorbă e asta. În schimb, ce vorbă e asta, am văzut că de fapt a așteptat doar să termin eu finala de la Eurovision, pentru că în ziua când l-am vizitat ultima dată la spital, nu era internat decât o săptămână, m-a întrebat foarte corect, foarte bine, ai terminat Eurovisionul? Da, l-am terminat. Adrian, era într-o vinere asta, Adrian a venit din America, nu vine luni, ok, după care când am vorbit cu doctorul luni, mi-a spus, din momentul în care ai plecat, nu a mai vrut, adică resursele lui, deși fiecare organ în parte este bine, nu a mai vrut. Asta vreau să spun, că în perioada în care a stat la cămin, e foarte interesant, era mai bine decât acasă, în sensul îngrijirii, adică sigur că mama a stat permanent alături de el și a încercat, dar atunci când știi, de exemplu, că este la pat, ți-e frică să pleci pur și simplu din casă, nu știi ce se întâmplă, are nevoie de ceva, medicamentele, lua de exemplu un pumn de vitamine. Când am ajuns la cămin, mi-am dat seama cât de ușor să iau acest pumn de vitamine, de fapt, în iaurtul de dimineață, câte două vitamine cu lingurița în iaurt. Mi-am dat seama un mic amănunt pe care dacă îl știi să-l faci singur acasă... Îți faci viața ușoară. Îți faci viața ție ușoară și calitatea vieții celui în vârstă mai ușoară. Hai să spun ceva. Ceea ce spui tu pot confirma eu și cred că am povestit odată aici. M-a sunat, o paranteză mică, m-a sunat șeful așezământului la care era Zina Dumitrescu. Zice că vă rog să veniți, s-a întâlnit cu băiatul, dar să știți că nu e bine. M-am dus și pentru prima oară de când eram cu mama Zina, îi spuneam, mama Zina, am înțeles că nu mai mâncați. Și dădea așa din cap. Haideți, doamna, mama, doamna Zina, uitați, am vorbit cu Cătălin, botezatul, să vină, fetele. Și mă privea cu o privire foarte blândă, în sensul în care, vorbește, dragule, vorbește, că eu știu ce am de făcut. Dar era, cum să spun, era așa un fel de, se uita așa la mine și se uita și parcă voia să spună, te înțeleg, dar tu nu mă înțelegi pe mine. Stai locului. După o lună de zile s-a dus. Vine un moment în care ei personal vor să pună stop. Cred că acest moment a fost pentru tatăl meu momentul când am plinit 80 de ani, pe 4 august anul trecut, când nu avea nimic, se simțea foarte bine și imediat după aceea a fost ca un fel de, medicii spun, de compensare, o cădere pur și simplu. Iar de câte ori se mai ridica, am, nici nu știu dacă ți-am trimis și nu mă pot uita acum, o excursie pe care am făcut-o eu cu el de o zi, doar noi doi, pentru că îi plăceau curorile toamnei și m-a rugat să merg să viziteze toamna la munte și am fost și la castelul Peleș și am mâncat împreună și am petrecut o zi de dimineață până seara într-o zi de toamnă absolut superbă la sfârșit de octombrie.
Și nu mai știu ce am vrut să spun despre asta, că, că avea, câte, avea din august începând multe momente foarte bune, multe momente în care nu va evroia și în care spunea că totul este penibil, că ce urmează să se întâmple este penibil. Aici referindu-se la greutățile, la greutățile pe care urmează să le întâmpine atât cel învârstnic, că nu mai poate să meargă sau să nu se mai poată ridica din pat. Dar sau... și cei din jurul lui. Dar și cei din jurul lui. Este, cum să spun el, un leu atât de demn, un om de cultură care a citit atât de multe, care știe și crede în viața de după viață, pentru că doar a cercetat-o și a citit-o, a ales pur și simplu un moment demn. Foarte interesant. Asta cred eu și cred că de asta ne este și nu ușor, că nu ne e deloc ușor. Nu cred că ți-e ușor. Dar nu este foarte greu, pentru că știu că este mai bine așa pentru el, adică știu că este în lumină și într-o lume în care lui este cu mult mai puțin chin, că vine un moment în care te chinui foarte mult. Și sigur că îi chinui și pe cei din jurul tău, cu voie sau fără de voie. Mai mult de 50 de ani de căsătorie sunt în spate. Mama spune 60 de ani de relație. Îți imaginezi că cât este de greu pentru ea? Pentru ea cred că e cel mai greu. Da, dar îi spun și ei de fiecare dată același lucru, că este momentul ales de el și sigur că noi vorbim și îl omagiem și îl comemorăm frumos și de asta îți mulțumesc și ție pentru invitație, pentru că știu cine a fost, știu că a fost un om de cultură, știu că a fost un pontos, un om foarte drăguț. Da, 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 da. Prietenele mele, și amintesc cu drag că ne adunam și el stătea și ne asculta din capul mesei toate poantele și prostioarele. Zi-mi o amintire șugubeață, dacă, apropo de faptul că era un om pontos cu el. Gândește-te că eu am petrecut în fiecare an aproape la Radio Vacanța. El a lucrat la Radio Vacanța, vorbește în limba rusă. Erau 5 limbi pe care se difuza Radio Vacanța, țin minte tinerețea noastră. Da, 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 da. Și eu mergeam în fiecare zi la Radio Vacanța și asta nu mi-ai cerut ceva șugubăți, dar eu mi-amintesc ca acum o scenă în care eu am intrat în apă, eram destul de mică, nu știu, cred că eram în clasa 5-a, 6-a, am intrat în apă și m-a uitat în apă domnul și după de vreo două ore, îți dai seama, ajunsesem, trecusem geamandura. Vai de mine, știai să noți. Știam să not, îți dai seama ce sperietura a fost pe el, că el era în picioare într-o barcă de salvamar și în picioare fiind mă căutau în apă. Apă, cu salvamarii, pentru că eu dispărusem de pe mal de două ore. Fantastic. Și asta este secvența în care eu mi-l amintesc cu cât umor a zis până la urmă cei tu chiar nu realizezi că sunt două ore. Dar totul a fost așa spus cu umor și dincolo de ceartă. Acum îmi dau seama cam ce sperietură era. Da. Eu țin minte că pur și simplu, deși eram obosită, râdeam și băgam capul la fund în continuare ca să nu vadă că eu de fapt râdeam. Iar el era foarte nervos pentru că, îți dai seama, mobilizase salvamarul, că eu lipseam. Da, sunt multe momente foarte frumoase pe care le datorită lui le-am trăit și, bineînțeles, uite, chiar începuturile la radio, datorită faptului că el a fost la radio, mi-a zis, haide, nu vrei să vii la radio să colaborezi, și făceam emisiuni pentru copii și mă duceam cu microfonul studentă fiind la emisiuni despre viața studențească mai apoi, dar încă dinainte la liceu am cunoscut radioul acela pe vremea când era producție foarte mare, când era Teatru TV, când erau emisiuni de copii. Și acum mai este Teatru TV. L-am dus pe David acum vreo câțiva ani în vizită cu școala lui la Teatru TV. Da. Lucruri din acestea pe care sunt cumva ca o moștenire a ceea ce a reprezentat el și ceea ce m-a învățat el. Pentru că de la el știu punctualitate, de la el știu generozitate. A fost un om frumos, este un om frumos și tocmai de asta vreau ca în memoria lui să reușesc să scot acest volum 3 sunt de carte. Că o să reușesc și îmi dau seama că tocmai pentru că ne prețuim unul pe celălalt, nu te-am întrerupt pentru că îmi dau seama cât de emoționată ești și că e mai bine să vorbești
decât să nu vorbești acum. Și, adică probabil că nu ați văzut-o pe Iuliana atât de emoționată niciodată în fața camerelor de luat vederi, sau poate au mai fost, dar nu acest gen de emoție. Și pentru cei care l-au cunoscut pe domnul Marciuc, trebuie să vă spun că a fost într-adevăr un tip cu adevărat spectaculos, un creator, și ceea ce a făcut Iuliana în cariera ei, inclusiv această emisiune de sine ca în film, are legătură cu apropierea de ceea ce înseamnă valoare pe care a primit-o de acasă până la urmă. Da, numești destine ca în filme, sigur că fiecare producție de destine ca în filme ne aduce și ne cunoaștem oameni speciali și oameni deosebiți de la care avem ce învăța, cam tot la fel cum a fost întâlnirea pentru fiecare dintre cei care l-au cunoscut, întâlnirea cu tatăl meu. Eu mă duceam împreună cu, și cu mama și cu tata la teatru. De la ei am învățat dragostea de teatru și de film, mai mult de teatru, pentru că ei mă duceau la teatru la matineu. În fiecare duminică la ora 11 eu mergeam cu ei, cu amândoi la teatru, după care mai mâncam și niște clătite brașovene pe undeva, pe la un restaurant. Erau puține restaurante atunci, gândește-te că tot ce spun eu e înainte de 89, înainte de 85 chiar, în perioada aceea. 74 parcă eram în clasa 1, deci cam aia e perioada. Și am avut o viață foarte frumoasă, o viață de familie pe care am învățat-o de la ei, de la ceea ce înseamnă un cuplu al acestei generații. E generația lor. De el? Aprind o lumină pentru lumina lui și mă gândesc la astfel de evenimente frumoase de care spui tu, și știu că prin vorba despre el, prin ceea ce facem noi acum, facem ceea ce el de fapt merita, cu siguranță, poate mai multă vizibilitate chiar decât a avut. Da, e o întrebare clișeică de obicei, dar întotdeauna aflăm lucruri extraordinare. L-ai visat? M-am interesat despre asta și se spune că nu-l poți visa decât după 40 de zile. Deci acum ar cam trebui. Nu l-am visat încă, dar ce am visat în prima noapte a fost, după părerea mea, extraordinar. Deci, în prima noapte când am aflat, am visat un porumbel care a intrat în casă și cineva mă ruga cumva să mă învăța să-l prind, să-l țin. Și eu l-am ținut de aripi și când i-am... Cum prinzi un porumbel ca să-l ții de aripi să nu zboare? Și în momentul în care l-am prins, s-a transformat într-un... Așa, parcă era un papagal, era atât de multicolor. Totul a devenit foarte multicolor. Asta a fost primul vis din prima noapte. În rest, nu am mai visat nimic, dar știu și aștept semne și știu că sunt semne. Sunt semne de la ei, de la cei care au reprezentat ceva pentru noi, cu siguranță. Și cu siguranță ei ne ajută și continuă să ne ajute de acolo. Știu asta, am citit asta așa cum citea el. El m-a învățat și pe mine să citesc. Datorită lui, cred că David și-a petrecut copilăria citind, pentru că nu știu dacă noi am povestit, parcă da, că David nu s-a jucat cu mașinuțe sau cu alte, ca băiat fiind. Joaca lui erau cărțile, adică el ce vedea la tata, că el citea și are o bibliotecă enormă, asta a învățat și el. A învățat de la el asta și atunci e foarte simplu. Cumva toate lucrurile astea se moștenesc și știi, îi educăm pe copiii noștri prin... modelul pe care îl dăm copiilor noștri. Așa, nu? Este. Cam asta este. Și el a fost un foarte bun model, un bunic extraordinar și un bun model pentru David. Și deși el este foarte interiorizat și nu știu exact cam cum a primit toate lucrurile astea, pentru că nu mi-amintesc decât o singură îmbrățișare, dar pe un culoar. Adică era trecuseră câteva minute de când am aflat, evident printr-un telefon, celebru telefon pe care îl primești și vezi un număr de fix și te gândești când recunoști centrala de la spital, cam îți dai seama imediat. Trecuseră câteva minute și cumva ne-am intersectat toți, eu și Adrian și David, pe un culoar îngust al casei și atâta mi-amintesc, o
îmbrățișare din asta de trei și plângând fiecare dintre noi, dar din acel moment eu pe David nu l-am mai văzut plângând. Adrian mă mai vede pe mine, dar eu pe David nu. Probabil că e modul lui interiorizat de a trece peste această poveste, dispariția bunicului, de care a fost foarte legat, pentru că el a crescut cu părinții mei. Adică părinții mei m-au ajutat foarte mult și mama mea a făcut lecții cu David până în clasa 5-a. Foarte frumos. Deci m-au ajutat și au fost legați. David e legat de el și pentru fiecare cred că e un moment foarte, foarte greu. Și a trecut puțin timp și cu toate astea uite că reușesc să vorbesc și o fac tocmai pentru că știu că este bine. Așa. Și tocmai pentru că știu că și pentru alții, uite chiar și soluția asta cu 4 generații, m-a sunat un coleg să mă roage să-l ajut să meargă la 4 generații și i-am spus da, sigur că da, și când am spus că sigur este bine, știu că este bine, pentru că acolo mai vorbesc cu alții la fel, pentru că acolo eventual mai joacă o tablă, mai schimb o vorbă, acolo de 3 ori pe zi li se dau acele medicamente fără ca ei să uite. Adică sunt lucruri de care nu-ți dai seama când nu te izbești de ele. Dar când te izbești, te izbesc rău. Da, doamnelor și domnilor, dacă l-ați ascultat sau dacă l-ați citit, știți foarte bine de ce merită să vorbim despre domnul Alecu Marciuc. Eu l-am cunoscut, am lucrat cu el, am mai vorbit așa din când în când peste ani, când el nu mai lucra, dar în legătură cu povestea de viață a Iulianei vorbeam și întotdeauna era acel om lucid și puternic pe care l-am admirat și ești un copil norocos cu un asemenea tată. Mulțumesc, Cristi, pentru gestul tău colegial. Doamnelor și domnilor, noi mulțumim domnului Marciuc. Bucurați-vă de ei câtă vreme îi aveți în viață.